Ioana Tufaru își duce viața de pe o zi pe alta, trăind modest alături de soțul și fiul ei. Recent, fiica regretatei Andei Călugăreanu a făcut mai multe declarații și a dezvăluit ce trebuie să facă soțul ei pentru a-și revizui pensia pe caz de boală. Ioana Tufaru a explicat procesul complicat prin care trece soțul ei pentru a obține ajutorul social. Acest lucru implică internări și multiple evaluări din partea specialiștilor. Momentan, Ionut se află internat în spital și trebuie să respecte toate normele impuse pentru a putea primi pensia pe caz de boală. Ioana a menționat și problemele de sănătate cu care se confruntă. Din nefericire, i s-a făcut un remene. I-a ieșit prost, până la urmă se pare că va ajunge la cuțit. Acestea au apărut în special după vârsta de 40 de ani. Ioana Tufaru a împărtășit povestea de dragoste dintre ea și soțul ei, descriind cum s-au cunoscut și cum au ajuns să întemeieze o familie. Totul a început acum 9 ani, când ea lucra la o florărie, iar el la o firmă de salubritate. Ea spune că Ionuț a făcut primul pas. De atunci cei doi au trecut peste multe obstacole, iar astăzi formează o familie împrimită. Ei au împreună un băiețel pe nume Luca.